I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. Yo. I get those goosebumps every time. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Nu este Clash Royale, server privat. De data aceasta am un nou server, deci mi-am făcut un deck pe ton. Haideți să-l încercăm să vedeți și voi cărți aici la blană. Și ca de început începem. Uitați cum a făcut apa, zici că e sângerie. Vreau să văd electroul. Mamă, cât de mare l-au făcut. Na, electro e normal. Vreți să vedeți prințesa? Fai de capul meu. Prințesa trage efectiv cu rachete. Cu rachete. Acum nenorociște X-Bow. Oh my fucking god. Sparky. Ce ne facem noi aici? Ne fărâmă ăștia. Ouleu, ce aici? Văleleu. Au fost prea mulți. What the fuck? Păi, dar nu, că acum iau cartea mea preferată din tot jocul. Deci numai cu ea joc. Și pe jocul normal și pe server privat. Cea mai bună. Aceasta. Îl nenorocesc. Da, ia turnul. Îl ia și pe ăla. Și a luat și turnul. Deci, n-a avut ce să facă. N-a avut, mă. Nu uitați că dacă vreți server privat, dați comentarii în chat cu vreau sau dacă nu, vă las eu link. Să vedem ce cărți sunt. Cărți, dacă vreți să le vedeți. Archerul. De fapt, prințesa. Healerul este, cum să vă spun eu, Baby Dragon. Barbarian Hot, nu e nevoie că știți că scoate barbari. Ce carte am vrut eu să scot din acest joc? Cred că nu X-Bow-ul. Aceasta a fost gros de brăs. Ce-o fi ea? O voi înlocui cu spiriturile. Nu uitați să apăsați butonul de like și să dați un subscribe dacă vă place seria de servere private. Foot a gross brass. După cum puteți vedea, ei nu mor. Nu, deci nici nu trag, stau și dau damage. Asta n-am putut să o înțeleg. Mai încercăm încă o dată cu o altă carte. Deci în jocul ăsta fiecare carte poate să fie ucigașă. Fiecare carte. În afară de unele, da. Reine de Archers. Regina Archer. Și cu prințesa. Aici un timp extrem de bun. Oh my fucking god. Oh my fucking god, mă rupe. Nu, no, pă mă rupe. What the fuck? Nu pot să cred, m-am bătut joc. Deci v-am spus că fiecare carte este ucigașă și dacă nu apucați să dați înainte o carte care rupe, vă rupe el înainte. Dacă puteți să vedeți cât de mari sunt făcute turnurile, pur Sparky. Ai nenorocește Sparky. Nu dă atâta damage ca în jocul normal, dar dă mai puțin și mai mult. Oh my fucking god. Cât a giantul. Cât a royal giantul e dat pe zoom. Oh my fucking god.
E bătălie extremă aici. Dar nu e problemă la pe Sparky acolo. Gata, l-am nenorocit. Încă un Sparky aici. Pac, două Sparky-uri. Și cu spamul ăsta infernal, băi frate. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like și un subscribe.